Emoții mari pentru 180 de oameni care au zburat astăzi pe ruta Luton-Iași din cauza unor probleme cu flapsurile și după o tentativă eșuată de aterizare. Cursa a aterizat cu bine la București în jurul orei 14:30. Întrucât același avion urma să plece de la Iași către Bergamo, s-a luat decizia de amânare a cursei cu câteva ore.